Deși au trecut 2 săptămâni de la primul tur de scrutin, cei de la primărie nu au reușit nici până acum să înlăture bannerele din preajma secțiilor de votare. Un astfel de banner uriaș cu candidatul PSD Mircea Joană tronează și la intrarea în curtea Liceului Teologic. Reprezentanții secției 51 au făcut imediat sesizare scrisă către primărie pentru înlăturarea acestuia. Deci biroul electoral a emis decizie, s-a trimis la primărie, trebuie la primărie. La mai bine de o oră de la depunerea plângerii, viceprimarul Roman Bărbuț susține însă că nu a primit nimic din partea secției 51 și că astfel nu a putut lua nicio măsură cu bannerul PSD. Nu știu nimic. Deci dacă e depusă, trebuie să vină la primărie și dacă este dată decizia, îl dăm jos, bineînțeles. A fost al doilea incident de până acum la Liceul Teologic, după acela cu mesajul pro-PSD scris cu creionul în interiorul unei cabine de vot.